Băi, deșteptule! Parte că aici văd că mă încurc. Și mă văd odată cu zi, cu... Nu știu ce-am făcut. Pentru că dacă va primi, nu mă mai mulțumește. Îmi plăcea la început prin simplitate. Îmi plăcea prin simplitate. Și m-am încălcat. E așa de... Așa de greu. Tu vezi cum e Isusul ăla lui Leonardo, ăla din Salvador Remo. E numai un abu, e numai o geană, numai așa, o adiere într-un portret. Astea, uneori, lucrurile astea dă un mister. Adevărul că asta e o fotografie după fotografie care mie mi este foarte dragă pentru că mă privește înțelegându-mă în totul. Păi, știi cum era Marian? El nu putea dacă nu-mi dădea dimineața telefon. Ora mi-a zis, Marian, că nu mă mai sună la 5, 6, păi nu că stau singur și una. Păi zic, măi, eu dorm, mă odinez, eu vreau și eu să mă odinez, ce? Galbenele alea sunt foarte puține, că la un moment dat l-am prea bilcuit și devine prea prezent. Nu trebuie să fie așa într-o... Într-o chestie ușor ascunsă. L-am dat exemplul ăla cu Salvador Mondi, pentru că îl aveam undeva acolo portretul. Pentru că acolo e, nu, la mine aici semna cu mine, dar mă uitam așa cu oarește, e mai bine acum, mai dai, pe radio ăsta, să fac ăsta încă o dată, se dau anumite portrete, se dau anumite portrete care mi-e plac foarte mult, ale lui. Sunt niște portrete care trebuie să scriu femeie. Stai un pic, așa. Așa. Nu. Așa. De aici. Aici am foarte multe portrete și am unul care ăla l-am mai reluat odată de două ori, de mai multe ori, pentru că
Da, aici mă gândesc să fac o temă de felul ăsta. Deci, la radio ăsta, pe două stereotipuri din astea, pe două de asta, fac așa, pe două difuzoare, pe un difuzor e portretul și pe celălalt e portretul meu. Așa, într-un fel de duo din ăsta. Cred că trebuie să mă duc într-o zi la un prieten sculptor să-i zică, lasă-mă că vreau să fac portret cuiva, să-mi dea lutul ca să nu mai cumpăr la un prieten care l-a chiar dat mult pe Marion. Și eventual, cât ei zic, cât mă costă, să-l torn după aia în bronz, dar portretul să-l fac eu. Aici scriem Mon Salai. Mon Salai. Ăsta e titlul lui Marian. Nu e al meu, lui a venit. Zice, nu faci o expoziție Mon Salai? Dacă îmi pozezi tu nud, nud, electiv, fac. Da. Ce drăzdezi era mărnit. Da, mi-a venit și mi-a pozat, știi? N-am zis, băi, hai, și mă uitam după desene din Leonardo da Vinci. Și tot desenam și am multe din seria asta. Și aici, asta nu, asta e după o fotografie în care eu am făcut portretul ăsta. Chiar asta e după o fotografie în care e un portret al lui Leonardo cu Salai. E sărutul lui Salai.